Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la știrea cea bună! În această seară avem câteva știri foarte frumoase, sper să vă bucurați de ele. Unele dintre ele sunt vești bune, altele sunt știri destul de deosebite, așa după cum o să vedeți. Fiul președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump Jr., merge să vadă cimitirul Vesel din Săpânța, județul Maramureș, unde și-ar fi exprimat dorința aceasta. Aveți în față cea mai celebră cruce de la Săpânța și vreau să vă citesc ce scrie acolo. Sub această cruce grea zace beata soacră mea. Trei zile de mai trăia, zăceam eu și citea ea. Voi care treceți pe aici, încercați să n-o treziți, că acasă dacă vine, iară cu gura pe mine. Dar așa eu m-o-i purta, că înapoi nu a întruna. Cei care citiți aici, ca mine să nu pățiți, soacră bună vă găsiți, cu ea bine să trăiți. 82 de ani, săraca soacră, până la urmă s-a dus. Sursele oficiale au confirmat pentru Mediafax că fiul cel mare al președintelui Statelor Unite este așteptat la Săpânța. Vine să vadă cimitirul Vesel. Joi, seara sau vineri. El se află în România, joi este în județul Alba, în localitatea Cetatea de Baltă, situată la limita cu județul Mureș, și ar fi participat deja la o partidă de vânătoare, au declarat niște surse din administrație pentru Mediafax. Sper ca domnul Donald Trump Jr. să se simtă bine la Maramureș. Maramureșul este un loc superb, plin cu tradiție, cu obiceiuri folclorice unice. Iar Stan Ioan Pătraș, maestrul care a inventat acest cimitir vesel, nu vrea să spună decât un singur lucru. Moartea nu este chiar atât de mare tragedie, așa cum sugerau de fapt și strămoșii noștri daci. De fapt, Biblia vorbește despre faptul că moartea este ca un somn, un somn fără vise. Și răsplata va veni din partea judecătorului celui drept după aceea. Vă spusesem într-o altă ordine de idei ieri faptul că vom anunța dacă pe 2 iunie va fi o zi liberă. Da, vestea este bună, este oficial, mini-vacanță de 5 zile în perioada 1-5 iulie, iertați-mă, pentru bugetari. 1 iunie, ziua copilului, 2 este vineri, s-a legat cu 3, 4 și 5, este a doua zi de Rusalii. Copilașii sunt pe primul plan, vă invit să vă luați copiii și să petreceți foarte mult timp împreună cu ei, pentru că acești cumi copii sunt cele mai importante daruri pe care Dumnezeu ni le-a dăruit. Joi 18 mai demarează programele Rabla Classic și Rabla Plus pentru persoanele fizice și juridice. Programele Rabla Classic și Rabla Plus pot fi accesate de către persoanele fizice și juridice din România începând de astăzi, joi 18 mai. Voucherele au valori de 6.500 de lei la Rabla Classic și de 10.000 de euro, 45.000 de lei la Rabla Plus. Sesiunea de accesare va fi deschisă până la 15 decembrie. Așadar, dragilor, iată o nouă posibilitate de a vă cumpăra mașină mai ieftină dacă o oferiți pe cea foarte, foarte veche. Mai întâlnesc pe străzile Bucureștiului câte o Dacie, câte un Trabant, câte o Skoda de mult apusă, uitată de timp. Faceți cumva să scăpăm de aceste ruginituri. Totuși, știrea cea mai bună în această seară este că împreună cu noi se află Georgiana Sascău, o studentă la Universitatea Ecologică. Bună seara, Georgiana, bine ai venit! Mă bucur că ai ajuns la noi! Ce faci? Ești bine? Foarte bine, mulțumesc! Da? Ești cu emoții sau ți-au trecut deja emoțiile? Rămâne de văzut! Da? Mă bucur! Georgiana, uite, pentru că noi așa obișnuim, invitaților noștri le pregătim un scurt material. Vreau să îl vedem și apoi să începem să derulăm activitatea ta.
Nu știu dacă ați intuit bine, dragi privitori, dar Georgiana se afla acolo între acei scafandri care nota împreună cu urechinii. Până atunci, până la momentul acela, trebuie să ne povestești puțin din copilăria ta, din background-ul tău. Unde ai copilărit, Georgiana? Sunt născută, crescută la Urziceni, Ialomița, deci nu foarte departe. Am avut o copilărie foarte frumoasă, chiar de vis, pot spune. De ce spui așa, de vis? Păi, am avut tot ce ne trebuia. Primii 10 ani din viață au fost sub Ceaușescu, când aveam și colegi care nu aveau ce le trebuie. Deci cumva știam și de la ei ce înseamnă să nu ai. Și atunci îți dai seama cât de bine o duci tu. Mama contabilă, tata cadru militar. Pot spune că ne-am asigurat tot ce un copil își poate dori în condițiile date, pentru că atunci, neavând acces la informații, neștiind cât de mult există în afară, nici nu aveai doleanțele pe care în mod normal un copil ar avea în ziua de astăzi. La casă sau la bloc ai trăit? La bloc. La bloc. La bloc. Dar un mare avantaj a fost faptul că peste drum este în continuare o pădure. Și atunci vă puteți da seama că am copilărit în copaci, practic. A fost un mare avantaj pentru tine și pentru dezvoltarea ta ulterioară, să înțeleg. Da, de mică m-au dat să fac sport de performanță. Ce sport ai făcut? Volei. Volei. De la 9 ani și cumva în vacanțe cu asta te ocupai, cu escaladatul copacilor, copii fiind. O copilărie foarte frumoasă. S-au mutat, cam toți vecinii s-au mutat în același timp, erau scare de militar, cum se spunea pe vremea respectivă, copii de vârsta noastră. Pentru noi cea mai pedeapsă supremă era să ne lase afară. Acum probabil le iei tableta, telefonul. Așa, nu este. Am copii. Asta e pedeapsa supremă. Dar bănuiesc, am nepoți și cam asta este. Deci copilăria a fost de vis, absolut. Când te-ai îndrăgostit în natură? Atunci când umblai prin copaci? Atunci, în aceeași perioadă, începând cu clasa 5-a... Studia botanică, nu? Exact. Profesorul nostru, Dumnezeu să-l ierte, domnule Nache Vasile, m-am emoționat puțin. Da, dumnealui, cred că... Ți-a insuflat dragostea de plante, da. Apoi absolut. În clasa 6-a, tot ce e viu. Zoologia, exact. Tot cu domnia sa l-ai... Toți patru ani. Și m-a încurajat foarte mult. Și ai simțit așa că îți place dintr-o dată acest domeniu al florei, absolut. Al faunei. Ai făcut și insectar și ierbar? Sau? Ierbar, insectar nu. Am făcut și insectar. Acum mi-aduc aminte că, da, am făcut și insectar. Activități frumoase. Nu știu cum se întâmplă. O copilărie simplă, dar frumoasă. Frumoasă. Cum te-a prins revoluția? Acasă, cu sora și cu mama. Tata era la unitatea militară în Alexeni. Nu l-am văzut cu zilele. Nu se știa atunci ce va fi, cum va fi. Toți erau Nu stresați. Se știa, erau urmate de zvonuri. Alexeniul este foarte aproape de Urziceni. Se trăgeau focuri noaptea, nu se știa de ce. Eram copii, în mod evident nu am simțit ce aș simți acum. Și chiar acum retrăind. Dar ți-a plăcut cartea, școala? Ai vrut să mergi mai departe, la liceu? Unde te-ai dus? Mi-a plăcut. Pot spune că am fost premiantă până în clasa 8-a, dar cred că majoritatea copiilor sunt. Cu excepția clasei a 2-a, când am luat premiul 3, o dezamăgire maximă pentru mine. La liceu s-au schimbat lucrurile. N-aș vrea să intru în detalii. Dar ideea de bază este că nu mi-a plăcut orientarea, și anume informatica. Am fost printre primii ani, cred... De informatică. Exact. Ar fi trebuit să mă orientez pe chimie-biologie, cum au făcut alții colegi din generală. Nu am făcut-o. Dacă rețineți, la mijlocul anilor 90 era deja și în România revoluția asta cu calculatoare. Nu domeniul... ne spuneau profesorii, dar eu nu credeam. Mă gândeam că domeniul ăsta informatic era de top. Pe tata l-au pensionat foarte devreme, 45-47 de ani, iar el a intrat imediat în domeniul ăsta. A fost un autodidact. Și a învățat singur operare, programare, a și obținut un job la laboratorul de informatică al liceului local. Și cumva el m-a
canalizat, să spunem, spre domeniul acesta de informatică, care n-a mers, să spunem doar atât. Nu ți-a plăcut matematica, ce să mai? Nici fizica, deși acum, dacă aș avea aceeași șansă, văd lucrurile cu alți ochi. Matematica se regăsește în natură, totul este perfect făcut după modele matematice. Și atunci îți dai seama că, de fapt, matematica poate fi frumoasă, fizica poate fi frumoasă. Întotdeauna o materie este foarte frumoasă dacă există un om dăruit pentru acea materie, care cu răbdare și cu drag începe să-ți explice. E adevărat? Trebuie să ajungă la tine. Exact. Și în primul rând să fie om și apoi profesor. Da. Să-i pese de tine, să îți pună două întrebări, dacă te simți bine, dacă ești bine, dacă amabilitatea aceasta a profesorului câștigă foarte mult. Da. Eu țin minte că aveam în clasa 5-a un profesor, zbir pentru toată lumea, zbir. Ei, l-am îndrăgit pentru că era aproape de sufletul meu. Și a fost printre primii, printre puținii care n-au la 4 la matematică. Dar am încercat să văd sufletul lui și atât de mult, era un profesor de muzică, imaginează-ți, care a ajuns profesor de matematică, atât de mult a iubit matematica și să explice, așa cum am mai știu, două drepte tăiate de o secantă, fac ce fel de unghiuri și așa mai departe, de la el, de atunci, în clasa 5-a, mai țin minte. Așa este, când ai un profesor care să se investească în tine, să crească împreună cu tine, este senzațional. N-am putut să suport chimia, spre exemplu. În clasa 10 am întâlnit o profesoară care m-a îndrăgostit de chimie, pur și simplu. Asta este. Total de acord. Și ca o mică paranteză la ce ai spus, diriginta noastră, 5-8, o doamnă de fier, să spunem, doamna Necula, o îndrăgim, o iubim, mă consider foarte norocoasă că am rămas în legătură strânsă cu mulți din colegii mei din clasa generală, din clasele 1-8, din școala generală, clasele 1-8, inclusiv cu fosta mea dirigintă, care ne preda limba, literatura română, precum și franceză. Și deși era foarte strictă, foarte sită, ca să iei 10 la dumnea ei... Era un eveniment. Exact, o adevărată performanță. Dar a fost pe... Am comunicat bine. Am comunicat bine și nu pot decât să-i mulțumesc. Nu pot decât să-i mulțumesc. Georgiana, ai mers mai departe. Ai terminat liceul de informatică. Ce te-ai gândit să faci cu viața ta? Bun, acum începe dansul, fără rechin. Probabil, din cauza că tata a activat în domeniul acesta militar, era maestru militar clasa a treia, tehnician de bord, lucra pe elicoptere, m-am orientat către Institutul Național de Informații, nu știu cum se numește acum, practic SRI-ul. Durează cam un an pregătirea înainte de a merge, o grămadă de testări. Ai vrut tu sau a fost așa un fel de sugestie a tatălui? N-a fost o sugestie. Poate cumva mi-a plăcut ceva din stilul militaresc al tatălui și am vrut să mă duc în domeniul ăla. Nu mi-am analizat niciodată decizia aceasta. Ideea este că au fost probe psihologice, sportive, limbă, literatura română, străină și filozofie. Dacă nu era filozofie, intram. Haideți să spunem doar atât. Bun, de acolo, pe vremuri, trebuia să intri la facultate, adică oraș mic, e rușine să rămâi acasă sau să... M-am îndreptat către Politehnica. N-a fost o decizie înțeleaptă. După 2 ani m-am dus spre AS, Finanțe Bănci. Mama fiind contabilă, m-am gândit, cumva microbul contabilității, cred că l-aveam, în ideea că am asimilat anumite discipline cu foarte mare ușurință, care mai târziu mi-au folosit. Bunicul, Dumnezeu să-l ierte, a fost contabil, bunica contabilă, deci poate mici fiind, cumva tindem să imităm. Și mai ales dacă ne respectăm și ne... Nu știu dacă venerăm, e poate puțin mult spus. Părinții, încerci să-i copiezi. Cum ți-ai definitivat drumul? Cum ți-ai găsit acest drum? Imediat ajung. Mi-era foarte greu să mă întrețin financiar. Și aveam mici jobulețe pe aici, pe acolo. Mă rog, ești la o vârstă impresionabilă, consider. Când... îți mai ia ochii una alta, îți dorești ce văd și acum, să te îmbraci frumos, să mergi în locuri frumoase, în locuri frumoase. Și e foarte greu,
tânăr fiind, să câștigi, să te întreții, să, te întreții, să studiezi în același timp, ca să ajung la răspuns. În perioada respectivă am auzit de o fată care s-a angajat pe nave de croazieră și, vai, ce minunat este. Să încerc, că trebuie să fie, mamă, viața, raiul pe pământ, neștiind ce înseamnă de fapt să lucrezi pe nave de croazieră. Ce înseamnă de fapt să lucrezi pe nave de croazieră? Înseamnă muncă multă. 7 zile din 7. Primul meu contract, nu o să uit, am plecat relativ repede, câteva luni. În ce zonă ai plecat? Alaska. În Alaska? Da. Mă rog, firma prin care am plecat a fost o firmă serioasă, însă ne-a setat niște așteptări financiare nerealiste. Și când am ajuns, contractele, când am semnat, nici nu am semnat contractul, cred, aici. Aveam o scrisoare, evident, îți trebuie viză de Canada, îți trebuia, cred că și acum, în continuare, viza de Canada, viza de America, Statele Unite ale Americii, deci trebuiau să fie o firmă solidă ca să poți obții vizele astea, mai ales că nici nu m-au chemat la interviu, mi-au obținut tot. În fine, ideea este, am plecat, am ajuns în Vancouver, m-au cazat, am ajuns cu vreo 2 sau 3 zile înainte, într-un hotel în inima Vancouverului, m-au o cazare excepțională. Vorbim de anul 2002, o cameră era vreo $475 atunci. Când banii însemnau mult mai mult. Mi-amintesc că îți puteai cumpăra, dacă nu mă înșel, o garsonieră în București cu până în $10,000. Sper că nu mă înșel. Ideea este că ajung la vapor, după 3 zile, mă plimb, bineînțeles, vai, totul este roz, de-abia aștept. Ajung pe vapor, intru pe vapor, văd camerele, cabinele pasagerilor. Am crezut că sunt cabinele noastre. Era un vapor mai vechiuț, puțin. Compania doar ce trecuse de la freestyle dining, stilul acesta rigid în care totul este programat, trecuse la freestyle, în care ai mult mai multă lejeritate. Și multe lucruri nu erau chiar foarte bine puse la punct. Pentru asta a rezultat și un volum de muncă excepțional. Lucram, ca să vă spun și ce lucram, m-am angajat în restaurant ca hostesă. Luam rezervări și făceam... asignam mese. Făceam planning-ul de așezare al pasagerilor. Trecând așa cumva peste noapte, de la un stil rigid în care fiecare pasager sunt fiecare seară la aceeași masă, peste noapte se ajunge la vii oricând, în orice condiții, vaporul nu era construit pentru așa ceva. Nu aveai suficiente locuri ca să aibă oamenii unde sta. Și atunci începeau scandalurile... Pot fi foarte agresivi americanii când nu primesc ce își doresc. Și una fată de 21 de ani, a fost așa un șoc. Un șoc cultural. Cultural, da. Ca să nu mai spun că lucrai lejer 11-12 ore pe zi, zi de zi. Vorbeai engleză foarte bine. Vorbeam bine. Bine. Nu foarte bine. Mă cât înțelegeau, timp? Nu au cât avut... timp ai lucrat acolo? Până acum 2 ani. Dar am avut marea șansă de a îmi schimba jobul după primele 2 contracte. Banii nu erau chiar ce ne-au promis, dar s-a meritat. Faptul că am mers în Alaska, din Alaska s-a mers după 3 luni în Hawaii, pe acolo am stat vreo 6 luni, după care ne-am îndreptat spre Caraibe prin canalul Panama. Adică era o noutate, era ca un vârtej, ca o... Nici nu știai pe ce lume ești, munceai, te distrai, ieșai în port, vedeai cât puteai... Au fost 2 contracte grele, foarte grele. Primul contract de 11 luni de muncă absolut zi de zi. Iar acolo nu exista că azi n-am cheie și lasă că sun și zic nu, nu, doctorul trebuia să zică că nu ești apt pentru muncă. Dar s-a meritat. Deci în seara asta tocmai ai ruinat visul unor fete care cred că a fi hostes pe un vas de croazieră înseamnă raiul pe pământ. Acum se construiesc vase pentru ce se face, pentru freestyle. Deci au suficiente opțiuni de dining, astfel încât să nu mai fie cozile alea, sau dacă sunt cozi, e un caz excepțional. Acum au pagere, acum au telefoane mobile, au calculatoare, atunci nu exista așa ceva. Deci ai trăit o muncă grea, să spunem. Presiune mare. Presiune mare. Să fii și drăguț, oamenii se plâng din orice. Și faptul că erau ore multe, 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 multe. Stat în picioare, alergat de colo-colo, e greu. Cum a venit drumul? Ai zis că ne povestește. Da.
E, după două contracte, când deja Alaska, Hawaii, Caraibe, din păcate asta e natura umană, ne obișnuim. Dacă îi dai unuia numai șampanie și caviar, se va sătura, cu siguranță. Sau orice poate concepem noi, că n-ai cum, e suprema... Dar când stai aici în România plină de probleme și auzi de Caraibe, și auzi de Hawaii... Sunt aspecte care îmi lipsesc. Nu voi nega lucrul ăsta. Dar cred că sunt mai multe care mă motivează să merg pe drumul pe care mi l-am ales acum. Ia să vedem. Bun, deci ca să ajung iarăși să răspund, după două contracte de hostess în restaurant, am avut o oportunitate de a lucra în Anglia, în nord de Londra, în Buckingham, într-un hotel. Am lucrat în vânzări, de organizam evenimente, orice aducea bani, practic. Lansări de produse, când zic produse, mă refer la mașini, conferințe, nunți. A fost un an fantastic, am cunoscut și altceva. Din păcate, asta se întâmpla în 2005-2006, parcă. Situația era mult mai grea cu renoitul contractelor, pentru că am mers legal. Și organismul acesta de control, home office, îi spunea, după un an mi-a zis, mai stai și pe acasă. Și am venit acasă, ce fac acum? Înapoi pe navă. Dar lucrând în vânzări, am avut un training deosebit de bine pus la punct, plătit de cei de la hotelul respectiv. Și m-am putut angaja pe nave la departamentul de excursii. Iar acum, domnișoarele, doamnele care urmăresc sau visează la așa ceva, este absolut de vis. Pentru oricine care nu are obligații, pentru că majoritatea personalului, echipajului, au familie acasă și trebuie să fie... Rupți în suflet pentru treaba. Exact. Să-ți lași soția sau soțul, copii. Nu pot să concep, pentru că nu am copii. Dar nu pot să concep ce înseamnă să stai 9 luni să-ți vei copiii doar pe cameră. Deci, cred că atâta vreme, urmând exemplul meu, că doar pe exemplul meu pot vorbi, câtă vreme nu ai obligații de această natură, este ceva pe ce aș încuraja pe oricine care s-a început de drum, vrea să facă niște bani, să vadă lumea. Personal consider că a vedea lumea e cel mai mare dar pe care îl poți primi. Te schimbă, îți deschide mintea într-un fel... pe care poate doar cărțile ți-l deschid. Îmi place să citesc foarte mult de asemenea. Mi-a plăcut întotdeauna. Deci asta a fost ce începutul. Ce ai făcut mai departe? Păi ce să vă spun, că din 2007, de când m-am angajat la excursii, contactele erau mult mai scurte. 5 luni, 4 luni, 5 luni, acasă 4 săptămâni. Dacă îmi era mai mult, plângeam, vroiam înapoi, pentru că era... Adrenalin. Probabil. Adică jobul nostru era, naveai pe mare, vinzi excursiile, le prezinți, ajungi în port, mergi în excursii. Nu ca ghid. Mergi ca tu să le vezi ca niște training-uri, practic. Că trebuie să le vinzi și atunci trebuie să știi ce vinzi. Mai târziu m-am prins eu că nu trebuie să știi chiar în detaliu ce vinzi ca să vinzi. Mai nasol e când ai de-a face cu plângeri sau cu probleme, că atunci chiar trebuie să știi ce trebuie să primească omul ăla și să-ți dai seama, mă minte, nu mă minte. Dar asta a venit mai târziu, odată cu ascensiunea în ierarhică, să spunem. Și acum ce funcție ocupi? Acum sunt foarte norocoasă că mă pot ocupa doar de studiu. În 2008, când am ajuns din nou în Alaska, dar la departamentul respectiv și am avut ocazia de a, nu numai de a vedea, cât și a învăța foarte multe, pentru că asta este un aspect al excursiilor, te educă. Ai biologi cu tine, ai oameni, profesori de istorie și înveți foarte multe. Din 2008, de când am ajuns înapoi în Alaska, deci a doua oară după primul contract, în 2002, a fost ca un... nu știu, ca un flash, ceva care m-a lovit și am zis, eu asta vreau să fac, eu vreau să lucrez în domeniul ăsta, orice, natură, orice, neștiind exact ce vreau. Și... Cum e natura în Alaska? E foarte frumoasă și peisajele seamănă cu fiordurile Norvegiei, din auzite, pentru că nu am ajuns în America de Sud, din auzite și cu zona aceea. Și să înțeleg că totul este mult mai neatins de om decât în Europa și în da. Zonele porturilor sunt ușor mai mult comerciale. Asta e mersul lucrurilor. Dar reglementările care există acolo sunt
sunt foarte stricte, foarte bine puse la punct. Totul e pe bază de permis. Bun, ai atracția X, dar nu înseamnă că duci oricât, oricând. Totul e pe număr, totul foarte reglementat. Autoritatea care supraveghează parcurile naționale pune, să spunem, 1000 de permise să mergi cu canoia pe râul Cutare. Agenții de turism achiziționează. Poate și în particular poți să achiziționezi dacă mergi pe cont propriu. După aceea nu mai poți să mai faci respectiva activitate. Deci totul este foarte reglementat. Deci prin prisma aceasta, da. Iar oamenii au înțeles că îngrijind natura vor face bani. În contextul acesta, Universitatea Ecologică a venit pe sufletul tău ca o mănușă. A venit ca o mănușă și asta a fost o mică călătorie până să ajung la Universitatea Ecologică. De prin 2009 am început să mă gândesc cum să fac, cum să fac, cum să fac. Recunosc că la început mă gândeam să studiez la Universitatea Capitalei Alaskei din Juneau, numai că nu dispuneam de chiar atâtea fonduri. Studiile, știți că sunt private, foarte, foarte scump. Și cam luasem gândul. După care, prin 2013, am început să mă uit pe la Universitatea București, dar mă gândeam că va trebui să fac ceva la distanță. Exista Științele Mediului și exact în anul când eu m-am pregătit să mă duc, nu mai aveau modulul de distanță. Și singura variantă era zi. Cineva mi-a spus mie de Universitatea Ecologică, dar am avut o reticență pentru că am crescut cu ideea că Universitatea de Stat e aia cea mai bună. Deși în vest este contrar opus. Dar, mă rog, știam, sunt acasă, asta era preconcepția mea. Așa sunt până în ziua de astăzi foarte mulți tineri care cred că doar la stat se poate face carte, la particular nu se poate face carte. Eu îi contrazic. Am exemple de profesori în universitate fenomenali, oameni fenomenali, profesorii mei, cu o dăruire și care au o disponibilitate doar să vadă că vrei. Asta e tot ce vor, să vadă că vrei, că te interesează. Ei sunt la dispoziția ta. Și la ce facultate ești la Universitatea Ecologică? Ecologie și protecția mediului. Am ajuns acolo un concurs de evenimente care mi-a permis să-mi încetez activitatea. Nu voi intra acum în detalii. Și să mă ocup doar de studii. Inițial mi-am luat un job part-time. Mi-am dat seama la prima sesiune că... Ai nevoie de mai mult timp de învățat? Exact. Și am zis, dacă vreau să fac bani mulți, rămâneam unde eram. Dacă am ales drumul ăsta cu studiul, trebuie să rămân pe... În mod evident, sacrificii trebuie făcute, când nu mai ai același venit pe care l-aveam, obișnuit cu anumite lucruri, sacrificii trebuie făcute. Și am zis, bun, gata, stop. M-am ocupat doar de facultate. Mi se pare ușor. Am avantajul maturității, în mod evident, dar am și șansa de a avea profesori pedagogi foarte buni, foarte buni. Din anul întâi am avut profesorul de fizică, da, se studiază fizică și chimie la Ecologie și Protecția Mediului, statistică, pentru cine poate consideră, dar e foarte frumos, pentru că și programa mă fascinează, iar de-abia acum, în anul 2, realizez că în anul 1 îți dau piesele de puzzle. În anul 2, deja, dacă ai învățat, condiția există, încep să faci ceva cu puzzle-ul ăla. Și ca să revin la idee, profesorul de fizică m-a încurajat foarte mult să mă transfer de la învățământ cu frecvență redusă la zi. Și pentru asta am lăsat jobul, deci la prima sesiune, exact în perioada respectivă. Și am trecut la zi. Și ce să vă spun, că la zi mi se pare mult mai ușor. Pleci cu lecția învățată, dacă ești atent, iarăși, nu stai pe... gadgeturi. Așa. Nu voi spune că văd asta de fiecare dată. Așa. Mi se pare atât de ușor. Dar mai mult ca sigur că am și avantajul maturității. Și pentru că îți place ceea ce studiezi. Îmi place foarte mult, mi se pare foarte interesant. După ce am făcut fizică acum, la facultate, mi-am dat seama că ce bine era dacă poate mă ocupa mai mult de fizică. E foarte frumoasă. Deși noi am atins, evident, aspectele legate de mediu. Exact ceea ce spuneam. Dacă profesorul de fizică este un om care... se dăruiește pe sine. Absolut. Imediat, absolut. Studenții sau elevii... Domnul profesor Dăciulescu este fantastic. Foarte încântați.
Georgiana, nu te liniștești totuși cu studenția? Nu. Este doar la început, suntem doar la început. A urmat profesoara de biologie animală, cu care de asemenea am avut așa un click special în tot în primul an, iar acum în al doilea an am avut marea șansă de a cunoaște un profesor al universității care nu predă la facultatea noastră, este directorul departamentului de asigurare a calității, domnul profesor Maroși Zoltan, care este o persoană unică, aș spune, și care m-a încurajat, dacă mă interesează, să am alte preocupările le aveam, dar să fac ceva concret, pe lângă faptul că studiez, să-l contactez. Și am încet, încet s-a înfiripat o colaborare, să-i spunem, practic din anumă coordonează, deși nu este profesorul meu direct, nu predăm facultatea noastră. Și am participat la câteva studii ale dumnealui. Ce fel de studii? Cristalografie, felul în care cristalizează soluții saline în câmpuri magnetice, în colaborare cu Universitatea Politehnica, cu un alt domn profesor de mecanica fluidelor, domnul profesor Mândrea, un om înainte de toate deosebit, de asemenea. Foarte interesant. Iar dumnealui, deși fizica pe care o știam, nivelul meu de fizică era undeva aici, dumnealui mi-a explicat lucrurile pe înțelesul meu și oarecum al tuturor, cred că toată lumea ar putea să înțeleagă ce am făcut. Și această linie de cercetare se continuă, se va continua la vară când plec în Alaska într-o un proiect de suflet, să spunem, o mică expediție. Dumnealui mă coordonează. Deci aceasta va fi una din direcțiile de studiu. Ce fel de proiect de suflet? Păi, în primul rând, faptul că iubesc zona și mi-am dorit întotdeauna să mă întorc în zonă, nu doar ca turist și să mă încânte sufletul ce văd, cât și să fac ceva, orice, în domeniu. Adică, să fim concreți, în vara aceasta vei avea un proiect de cercetare în Alaska. Exact. Sunt câteva direcții. Ce fel de cercetare? În ce? În continuare. Continuăm pe acest studiu al modalității de cristalizare al substanțelor saline în câmpul magnetic respectiv. Aici este o direcție de studiu care face parte din planul Comisiei Naționale de Cercetări Antarctice, la care am... Dumnealui m-a sprijinit și am intrat în această comisie. Sunt candidat la expediția Ronare 2018 în Antarctica la anul. Doamne ajută! Și tot prin Dumnealui am cunoscut multe alte persoane, oameni din domeniu, doctori, cercetători, profesori, cu care s-au legat alte direcții. Mai concret, suntem pe cale de a pregăti un protocol de studiu. Practic, e o continuare a ce am făcut în facultate cu domnul profesor Dănciulescu, profesorul de fizică, studierea nivelelor de poluare electromagnetică în spațiile universității. Se vrea a fi un proiect la nivel de București, în curând am înțeles că se va merge pe direcția aceasta și sunt foarte încântată că m-au invitat să continui. Ce înseamnă poluare electromagnetică? Înseamnă tot ce face... Acest individ? Acel individ, da. Tot ce fac antenele de televiziune, cuptoarele cu microunde, în general device-urile, gadget-urile, aparatura. Este o problemă mare, mare, mare. Și se dovedește științific faptul că poluarea electromagnetică afectează... Absolut, absolut. Au existat un număr de peste 2000 de oameni de știință care au făcut apel la ONU de a informa populația, dar practic ai spune omului de rând cât este de gravă această problemă, numai că interesele sunt altele la mijloc. Dar eu cred că totuși cu pași mărunți omenirea se îndreaptă în direcția cea bună, care trebuie. Uite, am pus un titlu interesant în seara aceasta, Dansând cu rechinii. Vreau să mai vedem o dată și eu rog pe colegii mei să pregătească imaginile în care tu, o româncă plecată din această țară,
Sunt frumoși așa ei, dar fioroși. Foarte fioroși. Aceia nu le-aș spune, nu cred că i-am perceput ca fiind fioroși. În același timp, dacă ai merge într-o zonă unde sunt mari albi, se schimbă situația, absolut. Deși nu era riscant totuși să vă scufundați acolo? Ba da, riscant este întotdeauna. Chiar am urmărit, cred că National Geographic a avut o filmare în care arătau în apă foarte puțin adâncă, poate undeva la brâu, cum unul din oamenilor de știință sau fotografi, nu știu ce era, din echipaj, stafful lor, a fost mușcat și practic i-a scos tot ce înseamnă pulpă mică, nu mai exista. Și s-a petrecut, era foarte rapid. Rapid, adică când l-au ridicat din apă mai era doar os. Și pericolul este că mori din cauza că pierzi sânge, nu că te mănâncă el cu totul. Vai de capul meu. Deci, unde teoretic ai fost există. Acolo? Unde ai fost? În Honduras. Honduras. În Honduras, da. Iar ei deja ne povesteau, operatorul prin care am mers, că ei știu, ei recunosc zgomotul bărcilor, știu că urmează să vină să fie hrăniți. Ne-am coborât la fund, aveam în spate ca un perete din coral, ca un mic recif. Și așteptam să apară, și nu mai apăreau, nu eram nerăbdători, bineînțeles. Și au apărut... Unul câte unul. Nu, dintr-o dată. Nu ți-ai dat seama, dar ei erau deja, nu știi când, nu-i vezi venind. Extraordinar. Asta este... Ulterior am stat și m-am gândit. Pe moment nu poți să te gândești la toate lucrurile astea. Pe moment nu știu unde să te uiți mai întâi. Și fiind un grup mic, ne-au și permis să ne ridicăm de la fund, unde s-a petrecut prima parte a interacțiunii. Ne-aș permis să notăm cu ei, să... Da. Practic să dansați cu ei, acolo, în apă. În apă, da, e ușor să dansezi, vrei, nu vrei. Da, a fost o experiență fantastică, un vis împlinit, pot spune. Și iarăși, astea sunt lucruri care cumva rămân din copilărie. Sau mie, mi-au rămas din copilărie. Mi-au rămas acolo, eu vreau să văd rechin. Și da, un pic de inconștiență, m-aș mai duce și a doua oară, absolut. Și... Nu vi s-a întâmplat nimic, n-ați pățit nimic. Nu. Absolut. Adică ei își dau seama că voi veniți să-i hrăniți și vă las pe voi în pace și mănâncă mâncarea. Este cunoscut faptul că ei, dacă mușcă un om, este cumva să vadă ce ești sau pentru că te confundă. Noi nu suntem partea meniului lor. Astea sunt accidente, când oamenii sunt omorâți de rechini. Surferi pentru că în momentul în care sunt pe bord cu brațele și picioarele, cumva ei văd și asociază forma aceasta cu o focă. Și în rest, cumva, ei te apucă, văd că nu ești ce credeau ei, că nu ești partea meniului și dau drumul. Din păcate, moartea survine de la sângerare. Există, în mod evident, și cazuri foarte nefericite când un braț sau o parte a unui braț sau unui picior este cu totul sfârtecată. Un caz celebru s-a făcut și în firma unei fete, o surferiță din Hawaii, care acum este... ca o figură proeminentă de ce poate să, nu știu cum să mă exprim ca să redau, o figură proeminentă în lumea surferilor și pentru tineri, ca să vadă că un așa eveniment, practic ea a fost mușcată de un rechin și nu mai are brațul, cred că stâng, cam de aici în jos, dar ea a continuat, și-a adaptat plăcii de surfing, a continuat cu trainingul așa cum putea, fără o mână, ceea ce e un lucru foarte important. Am luat niște lecții de surf. Foarte greu. Este foarte greu. Și aia a fost una din cele mai mari sperieturi pe care le-am tras, pentru că e greu să ții echilibrul. Și deși aveam costum de neopren, m-a aruncat de pe placă, într-o zonă unde se spărgeau valurile, era spumă și nu puteam să calc apa. Cu tot costumul meu de neopren, mă băga la fund și m-am speriat foarte, foarte tare. A fost poate una din două dăți când m-am speriat foarte tare. Și ambele în apă. Am văzut în activitatea ta poze prin peșteri, poze printre corali, snorkeling, surfing, scufundări, cu costum, cum ai fost aici. Cum este natura georgiană în aceste locuri? Este de vis. Este de vis și nu pot decât să încurajez audiența să facă tot posibilul să vadă cât mai mult. Cu asta rămânem. Și în momentul în care determin și pe alții să vadă lucrurile astea, cred că realizezi ceva. Realizezi ceva. Și îți dai seama și de echilibrul fragil. Am avut un șoc când
Am făcut niște scufundări undeva în Caraibe, în zona insulelor Virginia ale Angliei. Și la 2 ani am revenit și nu mai era nimic. Există fenomenul acesta foarte îngrijorător de bleaching al coralilor. Practic vezi niște formațiuni calcaroase albe. Ei ar trebui să fie ca o adevărată grădină subacvatică. Tot spectrul... colorat. Exact. Iar în zona respectivă, datorită faptului că se schimbă foarte puțin, aparent puțin, temperatura, asta cauzează reacții în lanț de la algele care trăiesc împreună și este... Vreau să spun teribil. Ceva pe final de emisiune. Eu nu cred în mama natură. Eu cred într-un master designer inteligent. Cred într-un creator care le-a plăsmuit pe toate. E adevărat că nu se aseamănă cu picturile noastre de prin bisericile tradiționale sau cu limitările pe care omul îi le adresează. Însă cred că tot ceea ce am văzut și ne-ai povestit în seara asta, frumusețea naturii, rocile, cristalele adâncului... Peșterile sunt o altă lume, pentru că m-ai întrebat de pește și nu am apucat să răspund. Sunt o cu totul altă lume. Am avut oportunitatea de a explora niște peșteri în America Centrală cu deținătorul terenurilor. Nici el nu știa sistemele acestea de peșteri, a mers împreună. Trebuia să te strecori, dacă erai mai măricel un pic așa, n-aveai nicio șansă. Să te strecori ca să poți să mergi în camerele care comunică una cu cealaltă. Am găsit tot felul de rămășițe. El credea că ar fi de la niște... de la populația indigenă, care ar fi trăit, ar fi adăpostit în peștele respective și le-a lăsat așa. Am avut și o șansă de a le vedea. E cu totul altă lume. Intri acolo, nu poți decât să fii... uimit. Uimit, consternat și cumva mie mi-a indus o stare de... nu umilitate, care e cuvântul pe care îl caut? Umilință. Umilință. În fața spectacolului. Umilință, da. Exact. Câtă frumusețe există în natură, în lumea asta. Mulțumesc foarte mult, Georgiana, pentru deschiderea de suflet din seara aceasta. Iată o româncă, dragi prieteni, care pleacă în excursii de studiu. În toamna aceasta se va duce în calitate de student al Universității Ecologice în Alaska să facă cercetări. Am vrut să spunem povestea ta pentru a încuraja pe cât mai mulți tineri să se pună pe studiu. Absolut. Să cunoască tainele naturii, să găsească drag de ele și să înțeleagă că nimic nu este întâmplător în lumea aceasta. Totul este oferit pentru a ne bucura, pentru a ne face viața mai frumoasă și mai interesantă. Dacă cineva dintre dragii noștri privitori dorește să susțină pe Georgiana în aceste demersuri de studii, pentru că nu vă închipuiți că este ușor, este foarte greu să găsești fonduri, să găsești posibilități, este liber să ia legătura cu ea. Puteți să scrieți sub emisiunea noastră o remarcă de genul acesta. Mult succes în activitate. Mulțumesc mult. Și să te întorci cu multe, multe experiențe noi și poate să le spui la știrea cea bună, să ne vorbești despre situații limită prin care ai trecut, despre faptul că totul a decurs cu bine. Absolut. Și aș mai avea doar un mic comentariu care să meargă pe direcția de a încuraja tinerii, și anume că ei pot să obțină și să facă absolut orice își propun. Și nu numai ei, noi. Dar ei la început de drum pot să facă absolut orice își doresc. Trebuie doar să își dorească cu ardoare și mijloacele se vor găsi. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Succes în activitate. Mulțumesc. Aceasta a fost știrea cea bună din această seară. Sunt Cornel Drevoșan. La revedere. La revedere.